cele două broaște. Odată de mult, două broscuțe locuiau într-un iaz de la marginea unui sătuc. Într-o zi, ele se gândiră că ar trebui să meargă să vadă orașul cel mare, care se afla la câțiva kilometri departare. Cu siguranță că acolo au un iaz mai mare, spuse prima broscuță. Și apa trebuie să fie mai adâncă, răspunse a doua broscuță. Se tot pregătiră ele și în cele din urmă porniră la drum. Era o zi caldă de vară, așa că broscuțele noastre obosiră repede. Nici nu se îndepărtară bine de sat, că și începură să se întrebe una pe alta. Trebuie să fim aproape de acum. Tu vezi cumva orașul în zare? Nu, răspunse sora ta, dar dacă m-aș urca pe spatele tău, probabil că l-aș vedea. Prima broscuță fu încântată de idee, așa că o pofti să se urce. Ei, acum îl vezi? Întrebă nerăbdătoare. Cealaltă broscuță își ridică bărbia dându-și capul pe spate, dar nu se uită în față, ci vedea doar ceea ce era în spatele său, așa că tot ce putu să zărească era satul pe care tocmai îl părăsiseră. Să știi că zăresc orașul, îi răspunse primei broscuțe, și seamănă întocmai cu satul nostru. Atunci nu mai are niciun rost să străbatem degeaba atâta mari de drum, își dădu cu părerea broscuța. Mai bine ne întoarcem acasă. Bine zici, răspunse a doua broscuță dându-se jos de pe spatele primei broscuțe. Astfel, cele două broscuțe făcură cale întoarsă. Ajunse acasă, le povestiră suratelor că orașul cel mare arată întocmai ca sătucul lor. Poate că și sătucul lor e de fapt un oraș mare.